Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod. În perioada comunistă, România a produs o serie de mașini care au devenit reprezentative pentru acea perioadă. Dar în blocul comunist nu numai România producea mașini, ci și multe alte țări. Astfel, în acest clip am decis să vă prezint top 10 mașini produse în blocul comunist. Evident, pe locul întâi se află Dacia 1300. Dacia 1300 este fără îndoială cea mai reprezentativă mașină comunistă produsă în România. Aceasta a fost produsă începând cu anul 1969 și era o variantă locală a modelului Renault 12. A devenit un simbol al producției autohtone și a fost extrem de popular în România și în alte țări din blocul comunist. Pe locul 2 se află Trabantul. Trabantul a fost o mașină produsă în Republica Democrată Germană, dar a fost populară și în alte țări din blocul comunist. Aceasta a fost produsă în perioada 1957-1991 și a devenit un adevărat simbol al Republicii Democrate Germane. Trabantul era cunoscut pentru care seria sa ușoară, dar și pentru fiabilitatea și designul său extrem de drăguț. Pe locul 3 se află Aro 10. ARO 10 este o mașină tip off-road produsă în România comunistă. Aceasta a fost produsă după anul 1972 și a fost cunoscută pentru fiabilitatea și pentru abilitatea de a face față terenurilor dificile. ARO 10 a fost extrem de populară în toată Europa de Est și chiar și în Africa. 4. Wartburg 353. Wartburgul a fost o mașină produsă în Germania de Est. Aceasta a fost produsă în perioada 1966-1988 și a fost populară în Europa de Est. Aceasta a fost cunoscută pentru fiabilitatea sa și pentru designul său specific al anilor 60. Locul 5. Olsit. Olsitul a fost o mașină produsă în România în perioada 1976-1991. Aceasta a fost un joint venture între Citroen și producătorul de mașini din România, automobile Craiova. Olsit a fost populară în special în România și în alte țări din blocul comunist. Locul 6. Lada a fost o mașină produsă în Uniunea Sovietică dar a fost populară și în alte țări din blocul comunist. Aceasta a fost produsă în perioada 1970-2012 și a devenit un simbol al producției autohtone sovietice. Lada a fost cunoscută pentru fiabilitatea sa și pentru prețul accesibil. 7. Moscuici Moskvici a fost o mașină produsă în Uniunea Sovietică, dar a fost populară în alte țări din blocul comunist. Aceasta a fost produsă în perioada 1947-2010 și a devenit un simbolul producției autohtone sovietice. Moskvitch-ul a fost cunoscut pentru fiabilitatea și pentru prețul accesibil. 8. Skoda 120 Skoda a fost o mașină produsă în Ceoslovacia, dar a fost populară și în alte țări din blocul comunist. Aceasta a fost produsă în perioada 1976-1990 și a devenit un simbol producției din Ceoslovacia. Skoda 120 a fost cunoscută pentru fiabilitatea sa și pentru designul său specific. 9. FSO-ul polonez. Aceasta a fost produsă în Polonia. Cunoscută pentru fiabilitate și pentru prețul accesibil, FSE-ul polonez a fost popular în special în Europa de Est, însă mai puțin în România. Locul 10. Iugo. Probabil nu ați auzit de această mașină, însă Yugo a fost produsă în Iugoslavia în perioada 1980-2008. Aceasta a fost cunoscută pentru prețul accesibil și pentru designul său modern pentru acea perioadă. Yugo a fost populară în special în Europa de Est și chiar și în Statele Unite. Acestea sunt, în opinia mea, cele mai reprezentative mașini ale perioadei comuniste. Deși aceste mașini nu mai sunt produse majoritatea în prezent, ele rămân o amintire a trecutului și considerate o comoră autohtonă pentru mulți colecționari și pasionați de mașini. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați pe like și să vă abonați. Toate cele bune, până la următorul clip.